Învățarea experiențială, simplist așa o să o definesc, ca fiind învățarea care se întâmplă în experiență, din experiență, în timpul în care trăiești experiența. Dacă profesorul are suficientă putere să depună un efort mai mare la început, până se obișnuiesc copiii cu această metodă, apoi devine foarte ușor, pentru că ei capătă o libertate pe care știu cum să o gestioneze, știu cum să o folosească și tu ești, într-adevăr, facilitator de contexte de învățare. Adică tu nu te mai poziționezi ca fiind singurul deținător de al cunoștințelor în clasă și trebuie să le spui și ei trebuie să asculte și să învețe ceea ce le spui tu, îi faci pe ei artizanii învățării, ei își caută conținut, ei își caută informații, tu doar le setezi cadrul și stai și dai umbrila acordurile fine. Păi ascultă întrebarea și scrie răspunsul. E mai greu pentru cei cu caiete. Eu am revenit în învățământ în 2012 și făcusem o pauză destul de mare. Mi-am dat seama că nu mai pot să mă înțeleg cu elevii pe care aveam în clasă, că nu mai reacționează la ceea ce învățasem eu în colegiul pedagogic. Și atunci am înțeles că trebuie să mă schimb și trebuie să vorbesc un limbaj pe care îl înțeleg. Am început să citesc foarte mult și am aflat despre constructivism, despre învățarea experiențială, care mi-a plăcut conceptul foarte mult, mi s-a potrivit și am început să învăț în prima dată din cărți și să mă întreb cum pot eu să fac, să aduc ceea ce e în cărți teorie la clasă. Cum s-a făcut la vară? Foarte, foarte creativă. Creativă, dar grea, ușoară? Ușoară. Întrebările erau din ceva ce am învățat, pentru că noi în fiecare joi facem proiecte la științe, doi copii prezintă niște proiecte și noi notăm informațiile care le spun ei, pe care le spun ei. Mie cel mai mult îmi place la școală că avem de plinit anumite provocări și doamna ne învață într-un mod foarte distractiv, adică ne cumpără jocuri, ne ajută să înțelegem, glumește cu noi și... Tu n-ai o materie preferată? Ba da, matematica. Pentru că e complexă, e frumoasă și în același timp ne jucăm și foarte mult la ea. Îmi place că citim, putem să citim și pe canapea. Îmi place că ne și jucăm, facem încălzire de dimineață și nu facem lucruri foarte grele. Dacă ar fi să, nu știu, să-ți alegi o materie preferată, care ar fi? Da, cred că matematica, pentru că nu scriu foarte mult și eu și mai așa, frumoasă. Ce te ajută pe tine matematica? La calcule. De exemplu, dacă mergi la magazin și unii pot să te păcălească. Temele sunt foarte importante din punctul meu de vedere și în fiecare zi le dau teme copiilor mei. Acum, tema trebuie să aibă niște atribute pe care nu le putem ignora. Trebuie să fie din ceea ce a făcut copilul la clasă, din ceea ce am învățat să facem împreună în clasă, nu altceva. Tema trebuie să cuprindă 3, 4, 5, maxim 5 exerciții, depinde de care, dacă e pe culegere și deja sunt scrise, pot fi 5, 6, dacă nu, pe care 3, da? Și trebuie să fie corectată a doua zi la clasă. Adică trebuie sărbătorit efortul copilului și creat un moment în care efortul lui este recunoscut. De asemenea, tema trebuie să fie pentru copil și nu poate să se amestece părintele în această temă.